Campania Ice Bucket Challenge a ajuns și în redacția știrilor ProTV. Asta după ce Cătălin Măruță l-a provocat pe directorul general al ProTV, Alex Cesnavicius. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri, a făcut o donație, s-a udat până la piele și a pasat mai departe ștafeta. La fel a procedat și Andreea Esca, pe care a provocat-o Mihai Bendeac. Iar proba găleții a avut loc aseară, în direct, în studioul știrilor, la finalul jurnalului de la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Hai! Andreea Esca a fost provocată de Mihai Bendeac în urmă cu două zile pentru a se alătura campaniei Ice Bucket Challenge, care strânge fonduri pentru cercetarea în domeniul sclerozei. Nu a stat pe gânduri și a răspuns invitației chiar de la pupitrul știrilor ProTV. Am făcut deja donația și înainte să duc gestul până la capăt, în felul în care mi-a sugerat fiica mea Alexia, îi provoc pe Cătălin Radu Tănase, Loredana și Yves cel Naiv. Proba găleții cu apă și gheață a fost urmărită de toți telespectatorii, pentru că a avut loc în direct la finalul ediției știrilor de la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Hai! Odată dusă la capăt provocarea, în studio s-a lăsat cu aplauze și râsete. Cu tine, repede! Înainte însă, pregătirile au fost făcute cu multă atenție. Andreea Esca a postat înregistrarea și pe contul ei de pe o rețea de socializare, unde a adunat peste 15.000 de like-uri și sute de comentarii. Cele trei persoane numite pot răspunde provocării în 24 de ore. Ele trebuie să facă o donație, apoi să se ude până la piele. Am acceptat provocarea lansată de Cristian Popescu Piedone. Atât eu cât și soția mea, Andra, vom face o donație pentru domeniul de cercetare al sclerozei și în același timp o să întorci o găleată cu apă și gheață în cap. Dar înainte de asta aș vrea să nominalizez și eu câteva persoane. Bandul emisiunii, trupa Zero și fetele de la Red Blonde. Andy Moisescu, pe iubita mea soție Andra și, de ce nu, pe Alex Cesnavicius, CEO ProTV. Nu uitați, aveți doar 24 de ore la dispoziție. Baftă! Opa! Și... acum... nu uitați, 24 de ore aveți la dispoziție. Iar Alex Cesnavicius a acceptat provocarea. Inițial a făcut o donație pe site-ul als.org pentru susținerea cercetării în domeniul sclerozei. Apoi a nominalizat alte trei persoane care au 24 de ore la dispoziție să răspundă. The new nominations for the guys who can experience the pleasure that I will do is first of all I'd like to nominate Ilia Năstase. Right? Yeah. Good. Then yeah. Then Tudor Kirila. And the last one. Bobonete from La Stărvință. Până acum, asociația a anunțat că a primit donații în valoare de 41,8 milioane de dolari de când a început campania Găleata cu gheață, 30 de milioane doar în ultima săptămână, când numai puțin de 740.000 de oameni din întreaga lume au trimis bani pentru această cauză.